Un tânăr de 21 de ani din Chișinău a trăit coșmarul vieții lui. Bărbatul a fost jefuit și amenințat cu un pistol de 4 indivizi în timp ce încerca să le vândă un telefon mobil. După ce i-a căutat timp de 6 zile, poliția a dat de urmele atacatorilor, care și-au recunoscut vina. În seara de 5 martie, victima s-a înțeles cu un potențial cumpărător să se întâlnească pe strada Trandafirilor din sectorul Botanica pentru a-i vinde un telefon mobil. Acolo tânărul era așteptat de 4 indivizi care l-au atacat. Zabrali telefon u молодого человека. Кто забрал? По водителю. Угрожали ему? Да. Чем? Шокером и пневматическим пистолетом. Вы угрожали пистолетом? Да. Меня с участием в преступлении. В какое преступление? Нападение на человека. Potrivit poliției, suspecții au între 20 și 23 de ani și sunt originari din stânga Nistrului. Ei au fost reținuți pentru 72 de ore. Tinerii sunt cercetați penal pentru tâlhărie și riscă până la 10 ani de închisoare. Oamenii legii au confiscat mașina marca Mercedes cu care indivizii au fugit. În automobil, anchetatorii au găsit un aparat electroșoc și un pistol deținut ilegal.